Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Hai să vedem care sunt promisiunile astrelor pentru Fecioare în anul 2021. În acest an 2021, vei fi supus încercărilor și ispitelor aventurilor romantice. Semne de atenție neașteptată și plăcute din partea reprezentanților sexului opuse vor dovedi a fi însăși debutul acestui an, avansuri la care nici măcar nu ai putut visa, și care îți pot întoarce serios capul, ar trebui să fii mai rezonabilă, în caz contrar, există o mare probabilitate ca familia ta să fie distrusă, iar una nouă nu va putea fi creată în viitorul apropiat ta de spirit romantică poate stoarce prea multă timp, împiedicându-te să-ți îndeplinești pe deplin munca, prin urmare, cel puțin până la jumătatea primăverii, va fi pur și simplu necesar să-ți aduni voința și să ajungi la afaceri sau la studiu. O întâlnire romantică cu o persoană interesantă te așteaptă chiar foarte aproape de ziua ta, ceea ce înseamnă mai aproape de toamnă, mai aproape de iarnă, ar trebui să revii la normal. În sfârșit să găsești pace între tine și cei dragi, în ceea ce privește partea financiară, totul va depinde de tine, cine se va dedica lucrului, va culege un rezultat bun, cine va ceda la aventuri amoroase, va trebui să numere datorii la sfârșitul anului. În anul 2021, al taurului de metal alb vei crea o bază de lansare, propriul tău spațiu personal sau zborul către alte lumi superioare în spirit și cunoaștere. Principalul lucru va fi faptul că, de regulă, știi ce îți dorești și te îndrepti spre țelul tău într-un mod de direcțional și pedant. În 2021, va trebui să aprofundeze lucrurile mărunte, să stăpânești noi orizonturi ale profesiei și subtilitățile relațiilor interpersonale. Este important să-ți amintești că, în situații necunoscute, ar trebui să manifeste cât mai multă tact și precauție, dar să nu refuzi să pătrunzi în lucrurile subtile, deoarece astfel este dobândită experiența necesară. În viața de zi cu zi, nu trebuie să neglijezi lucrurile mici, deoarece realitatea se formează din ele. În activitatea principală, trebuie să fii pregătită pentru schimbări, creșterea va necesita conformitate. Cea mai de succes linie de conduită în această problemă va fi activitatea și inițiativa. Numai asta te va ajuta să avansezi în primele locuri și să fii propusă pentru un premiu. Există o singură rețetă pentru asigurarea succesului, muncă grea, deliberată și consecventă. Dar atenție! Dacă în 2021 te simți brusc singură și confuză, acesta este un semn sigur că ți-ai părăsit calea. Va fi necesară reconsiderarea pozițiilor și revenirea la început, principalul lucru este să nu-ți fie frică să admiți că ai făcut greșeli, este omenește, nici tu nu poți fi perfectă, altfel ai fi deja la dreapta tatălui ceresc. În această etapă, acest lucru este nu numai permis, ci și încurajat, în paralel cu organizarea afacerilor profesionale, va trebui să rezolvi probleme de imagine. În această perioadă, va trebui să ai grijă de aspectul și sănătatea ta. Trupul tău va prezenta o mulțime de surprize. În acest moment, va fi posibil să scapi de boli cronice vechi în cel mai de succes mod de dacă le acorzi atenția necesară și cuvenită sau vei putea să ajungi la indicatori critici făcând calea complet opusă. Același lucru este valabil și pentru aspect va trebui să efectuezi ritualul de reducere a greutății corporale, curățarea corpului sau întărirea sistemului nervos. Vei avea succes dacă depui eforturi suficiente pentru acest lucru. În ceea ce privește organizarea vieții personale, 2021, taurul de metal alb îți va cere să respecte anumite reguli și standarde, asta nu înseamnă că tu nu-l ai, dar va trebui să-ți înmulțești lista. Cea mai bună linie de comportament va fi respingerea exceselor, indiferent de ceea ce le privește, contacte sexuale sau pasiune pentru joc. Nerespectarea normelor morale poate duce la pierderi, atât materiale cât și morale. Este important pentru tine să-ți amintești că ceea ce se întâmplă în 2021 pune bazele existenței tale viitoare. Pierderea respectului în societate poate fi unul dintre costuri. Moderația va trebui să fie prezentă chiar și în problemele de personal și reclamă. Este mai bine ca în afaceri să renunți la publicitatea de imagine și să te limitezi la contribuțiile la proiecte caritabile. Dragostea pentru Fecioare în anul 2021 În primul rând, cele mai incredibile evenimente în domeniul dragostei, la începutul anului 2021 al Taurului de Metal Alb se vor întâmpla cu reprezentantele singurați ale zodiei tale. Dragoste la prima vedere? De ce nu? Totul este posibil în aceste zile magice pentru tine. Desigur, romantismul, dragostea și fericirea din conștientizarea faptului că inima ta nu este singură în această lume interminabilă va intra în posesia nu numai a fecioarelor singure, dar și în ceea ce privește cuplurile cu state vechi de serviciu în comun. Perioada ianuarie-februarie 2021 are intenții aproape identice, încearcă să nu fii prea timidă, nerezonabilă sau să pierzi această șansă de fericire personală, din păcate atât de rară. Începutul lunii martie 2021 în horoscopul tău natal vor continua să domine aceleași aspecte care au fost caracteristice începutul anului 2021. Relațiile în familie și uniunile pe termen lung se poate dezvolta uniform și armonios. Pentru persoanele singure, această primă lună de primăvară va fi o perioadă de stimulare a noilor conexiuni, inclusiv prin activitatea sporită. Perioada de la începutul primăverii 2021, al taurului de metal alb, va fi caracterizată printr-un număr mare de întâlniri și cunoscuți memorabili din care se vor dezvolta relații mai complexe ulterior, nevoia ta pentru o viață socială activă, pentru plăcerile și bucuriile pe care societatea din jurul tău le poate oferi, va crește semnificativ și se va consolida odată cu sosirea sfârșitului lunii aprilie și începutul lunii mai 2021. Relația ta cu noi cunoscuți sau cu un partener obișnuit în această perioadă va fi atât de ușoară și relaxată, încât multe persoane care te-au cunoscut încă din copilărie vor spune că nu ești ca tine. Ei bine, totul își are timpul său. Se pare că primăvara anului 2021 te va elibera și va înlătura obstacolele din calea succesului eforturilor tale în domeniul iubirii. Vei renunța la abordarea pragmatică la care recurgi din toate aspectele importante pentru viața ta, începând de, de la sfârșitul lunii iunie situația sentimentală, care ar fi putut suferi semnificativ la începutul lunii, se va stabiliza brusc și va dobândi un caracter irreversibil permanent. Motivul schimbărilor poate fi o anumită decizie pe care o vei lua în acest moment în raport cu toate relațiile tale intime. Trebuie să recunosc faptul că însăși decizia luată în acest moment poate fi comparată cu jurământul pe care îl depun faci marele pentru ele însele tot ceea ce ar trebui să se întâmple în perioadele ulterioare din 2021 din anul taurului de metal alb în sfera iubirii, nu va purta sentimente sau pasiuni pronunțate, dar va avea perspective pe termen lung. Persoana cu care vei trece prin perioada de vara anului 2021 va rămâne cu tine multă timp, nu pentru că simți o afecțiune personală ci pentru că compatibilitatea și înțelegerea ambilor parteneri din această Uniune depășesc orice alte opțiuni pe care le cunoști, factorul negativ de la sfârșitul lunii august până la începutul lunii septembrie 2021 va fi nevoia crescând o de independență și libertate, care va apărea în viața ta din diferite motive, dar obiective. Aceste lucruri poate aduce discordia chiar și în relația cea mai armonioasă. Odată cu sosirea lunii octombrie 2021, horoscopul tău natal pentru sectorul iubirii va începe să se schimbe. În termenii generali, viitoarea schimbare poate fi descrisă ca o schimbare a condițiilor meteorologice, de la o adiere plăcută la o furtună plină de ravagii, ciclon cu grindină, fulgere și tot atacămul, în viața ta intimă de la mijlocul toamnei 2021. Vor apărea astfel de forțe puternice încât este puțin probabil să fii capabilă să le faci față, chiar și cu ajutor din afară. Rezultatele ultimelor luni din 2021 pentru tine pot fi foarte controversate și diferite. Unele uniuni pe termen lung nu vor rezista atacului și vor cădea, în timp ce altele vor lua aceste lucru ca un semn de sus. Începând o nouă viață pe o foaie complet goală la sfârșitul anului 2021, cariera și banii pentru fecioare în anul 2021, planetele personale în 2021, așa cum văd pe astrograma natală, îți vor aduce noroc la serviciu și în relațiile cu colegii. Vei lucra din greu, cu mult entuziasm și bucurie. Autoritatea ta va crește în relațiile cu colegii și subordonații. Pentru cele care sunt lideri, oferte bune sunt posibile, profitabile atât social cât și financiar, promovare. În general, munca va fi o sursă de satisfacție pentru tine. Dificultățile sunt prevăzute la începutul anului, precum și în a doua jumătate a verii și la începutul toamnei, în ianuarie, sfârșitul lunii august și septembrie vor exista neconcordanțe la locul de muncă între metodele obișnuite de lucru și cele noi și acest lucru este direct legată de cooperarea cu partenerii de afaceri. Relațiile cu clienții pot deveni complicate și sunt posibile probleme din partea concurenților. În a doua jumătate a verii, liderii fecioare se vor comporta intempestiv și încăpățnat. de la jumătatea lunii octombrie până la sfârșitul anului Taurului Alb ai grijă de influență activă a neamului tău secret asupra vieții tale. Poate fi și o problemă cu biroul fiscal. Ceva secret poate ieși la iveală și poate provoca probleme. Situația financiară poate fi dificilă în primul trimestru al anului, în special în martie și prima jumătate a lunii aprilie. Această perioadă nu este favorabilă pentru investiții, împrumuturi. Sunt posibile pierderi monetare, datorii. Există o mare probabilitate de eroare, din cauza căreia va trebui să plătește o sumă ordonată de o instanță. Din noiembrie, situația financiară va necesita cea mai mare prudență în ceea ce are de a face cu banii, sunt posibile restricții de venit, economisirea și munca grea sunt necesare pentru a menține un nivel de venit bun, viața de familie pentru fecioare în anul 2021. Doar bunătatea și dragostea ta de viață te vor ajuta să găsești armonie în familia ta. Dacă ești născut în prima decadă a semnului fecioară, respectiv între 24 august și 2 septembrie, vei avea sentimentul că nimeni nu te înțelege și dreptul tău de a alege este încălcat. Nu este adevărat. Poate că idila familiei eșuat, dar relațiile bune nu pot fi renoite decât dacă toată lumea face compromisuri. În plus, un simț al umorului și al veseliei te va ajuta să elimini toate neînțelegerile. Ruj pe buze și un zâmbet natural sunt cele două sfaturi simultane ale taurului de metal alb pentru anul 2021. Dacă ești născut în a doua decadă a semnului Fecioară, respectiv între 3 și 12 septembrie, poate că anul acesta te așteaptă schimbări, de exemplu, o mutare sau o poziție nouă la locul de muncă, cu un salariu bun, care îți va permite să faci reparațiile. Cu toate acestea, în mijlocul tuturor dificultăților și grijilor, nu uita de cei dragi și de leșilor posibilitatea de a se odihni. Mai des mergi cu întreaga familie pentru a vă relaxa, de exemplu, în natură. Acest lucru va adăuga experiențe și amintiri noi dacă ești născută în a treia decadă a semnului Fecioară, respectiv între 13 și 23 septembrie. În acest an poate fi deosebit de dificil pentru a percepe conflictele în familie. Nu uita că luptele se întâmplă uneori și nu pune totul la inimă. La urma urmei, cel mai important lucru nu este modul în care te cerți și modul în care te împaci în curând de totul va funcționa de la sine, principalul lucru este să nu-ți pierzi iubirea de viață. Sănătatea pentru fecioare în anul 2021, în ianuarie și februarie 2021, pe astrograma ta natală, planetele vor fi într-un aspect favorabil în raport cu sectorul de sănătate al horoscopului, de regulă, acest lucru înseamnă că nu vei întâmpina probleme grave de sănătate în acest moment cele din semnul zodiacal fecioară care au fost rănite sau au suferit de efectele altor boli în această perioadă sau anterioară pot profita de perioada favorabilă actuală pentru a beneficia la maxim de tratamentul și prevenirea bolilor. Singurul factor nefavorabil care va fi, de asemenea, transmis de către planete va fi inclinația ta spre exces. Intemperanța se poate manifesta nu numai în alimente, Deși aici nu va trece fără precedent, cu toate acestea, cele mai mari probleme pot fi așteptate din cauza nerespectării regimului alimentar. În aprilie 2021 a taurului de metal alb, vei fi într-o formă fizică acceptabilă și o dispoziție viguroasă, gata să zdrobești, dacă nu chiar munții, atunci măcar să efectueze o mică probă cum de -al mai serios decisiv și persistent în raport cu starea mentală a ta în acest moment, vei putea face cu adevărat ceva extraordinar, de exemplu, să începi un antrenament constant, să ții o dietă, să renunți la fumat, etc., chiar dacă certificatul de naștere este mai vechi de șase decenii, în special pentru femeile supraponderale, această perioadă va fi foarte favorabilă pentru pierderea în greutate, șanse sunt, și dacă deja ai intrat într-o dietă, poți fi sigură că ți va face corpul în formă inexorabilă iar vara care vine te vei îmbrăca în blugi strâmți sau în costum de baie de adolescentă. De această dată stelele te vor patrona foarte bine dacă vei reuși să te pui în ordine înainte de sfârșitul lunii iunie 2021 a taurului de metal alb. Eu sper că în vara anului 2021 îți vei menține sănătatea fizică și vei fi într-o formă bună, deoarece aceasta este o perioadă de stres ridicat, planetele nu-ți vor oferi numai energie, ci îți vor oferi dorința și oportunitatea de a te bucura de corpul tău, sănătatea și natura din jur. Trebuie să te limitezi însă în dorințele tale, resursele tale nu sunt nelimitate, fără a înțelege capacitățile tale reale, Datorită influenței planetelor, îți poți răni cu ușurință sănătatea. În cele din urmă, acesta este singurul factor negativ căruia ar trebui să îi se acorde atenție în această perioadă. În toamna anului 2021, influența planetelor asupra ta va continua, energia ta va fi în continuare debordantă, punându-te în pericol. Dar tu, ca și cum nu observi amenințarea, te poți bucura de o sănătate bună. Ei bine, existența ta senină nu va fi tulburată decât cel mai devreme în noiembrie 2021. Primele semne de dificultății de sănătate pot apăra mai devreme, dar la sfârșitul anului nu vei mai putea să neci că ai dus prea departe în dorința ta de a fi pentru totdeauna tânără, pentru totdeauna puternică și veselă. Sănătatea, ca și alte resurse ale organismului, necesită îngrijire și recuperare. Cu cât realizezi mai devreme acest lucru simplu, dar un adevăr insuportabil, cu atât mai bine. Horoscopul chinezesc 2021 după semnul nașterii. Dacă ești fecioară dar în zodiacul chinezesc ești șobolan. Sarcina principală pe care taurul de metal al o stabilește este să refaci conexiunii vechi. Vei avea cu adevărată nevoie de sprijinul vechilor cunoscuți, prieteni și rude nu te lăsa îndepărtată de ei, din când în când, caut ajutorul lor. Te așteaptă ceva calm în dragoste, dar acest lucru este chiar bun, va exista stabilitate în cuplurile căsătorite. Fecioarele singure vor putea să înțeleagă de cine au nevoie în această viață. Dacă ești fecioară dar în zodiacul chinezesc ești taur, interesul material va dispărea în fundal pentru tine. Taurul de metal alb îți va da noi scopuri spirituale, iar odată cu ele se vor fi dezvăluite talente ascunse. În timp, aceste abilități îți vor aduce bonusuri financiare, așa că fost timp pentru a le dezvolta. Încearcă să găsești sau să strângi în jurul tău un grup de oameni cu gânduri similare. Printre aceștia, probabil că reprezentantele singulare ai semnului vor întâlni cea de-a doua jumătate. Dacă ești fecioară dar în zodiacul chinezesc ești tigru, vei radia farmec prin atragerea membrilor sexului opus. Și aceste lucru nu numai că îți va crește stima de sine, dar va aduce și avantaje financiare. Poate până la jumătatea anului vei avea un patron care te va ajuta să te simți confortabil în viață. Stelele te avertizează împotriva risipirii banilor pe flacuri și capricii. Mai bine să cheltui bani pentru îmbunătățirea sănătății sau îmbunătățirea abilităților. Dacă ești fecioară dar în zodiacul chinezesc ești iepure, Uneori ți se va părea că cei dragi îți împiedică dezvoltarea. Vei fi tentată să te desparți de ei și să pleci într-o călătorie solo. Dar stelele te îndeamnă să nu faci mișcări bruște. Gospodăria are nevoie de sprijinul tău mai mult ca oricând. Având grijă de ei, chiar în detrimentul propriilor interese și carieră, vei găsi armonie. Caută inspirație pentru călătorii scurte, dar intense, de preferință în compania unor persoane cu gânduri similare. Dacă ești fecioară dar în zodiacul chinezesc ești dragon, entuziasmul, noile hobby întâlnirea interesantă și îndrăgostirea îți vor ghida acțiunile din 2021. Când iei decizii importante, Încearcă să cântărești nu doar avantajele, ci și contra, și să nu să fii condusă de emoții. Caută sfaturi de la prietenii vechi, ei te vor ajuta să privești situația din exterior. În toamnă, acordă mai multă atenție dezvoltării de sine și educației de sine, dacă ești fecioară dar în zodiacul chinezesc ești șarpe, gândește-te la toată lumea pe care ai ciupit-o în ultimul an și cereți iertare admițând greșelile tale îți vei aduce beneficii morale și financiare. Înțelepții vor deveni alieții Cu ajutorul lor, vei atinge înălțimii lui în carieră pas cu pas. Până la sfârșitul anului, este probabil o creștere a salariului sau transferul într-o poziție mai responsabilă. Nu uita să-ți completezi constant lacunele de cunoaștere. Nimeni nu s-a născut învățat și a greși este omenește. Dacă ești fecioare, dar în zodiacul chinezesc ești cal. Deja la începutul anului este de dorit să ți conturezi un obiectiv pentru tine și până la jumătatea anului vei realiza ceea ce ai visat deja. Pentru cele care au căutat mult timp să legitimeze relațiile, taurul de metal alb le recomandă să facă o nuntă la vară. La locul de muncă în 2021, starea emoțională va fi intensificată dar tocmai în dispute se poate naște adevărul. Dar pentru un pas într-o carieră, este mai bine să înveți să asculți părerea altcuiva. Dacă ești fecioară dar în zodiacul chinezesc ești oaie. Anul 2021 al taurului de metal alb îți va permite să-ți dezlănțui calitățile de conducere. Îi vei inspira pe ceilalți cu ideile tale, ei te vor ajuta de bunăvoie în implementarea planurilor ți se cere să nu încetinești și apoi te așteaptă un salt profesional record. Iar pentru cele care își încep propria afacere, aceasta va aduce prosperitate, precum va îmbunătăți viața celor dragi. Este mai bine să te abții de la călătorii lungi, principalul lucru se va întâmpla acolo unde ești. Dacă ești tăcioară dar în zodiacul chinezesc ești mai muță. Taurul de metal alb te inspiră la respectare și manevrabilitate speciale. Obține părerea unei persoane de încredere înainte de a face o achiziție sau o afacere majoră. În caz contrar, naivitatea ta poate fi folosită. Petrece mai mult timp pentru îmbunătățirea corpului. Orele suplimentare la sala de sport sunt mai importante decât în alți ani. La urma urmei, Veniturile tale vor depinde de bunăstarea ta fizică și mentală. Dacă ești fecioară dar în zodiacul chinezesc ești cocoș, sinceritatea este principalul tău punct fortei. Vorbind despre probleme cu familia și colegii, poți evita neînțelegerile și dificultățile asociate. Dacă cunoscuți îți solicită ajutor, inclusiv ajutor material, nu refuza. Totul ți se va întoarce la dublu și nu confunda o anumită acțiune în cariera cu viața personală, acum acumulezi experiență și energie pentru descoperiri viitoare. Cu ce preț? Dacă ești tăcioară dar în zodiacul chinezesc ești câine. Taurul de metal alb va subția oarecum cercul multor prietenii. Doar cele mai fiabile vor rămâne în apropiere, pe care te poți baza în perioadele dificile. În general, stelele recomandă conservarea forței, Evitarea supraîncărcării și îngrijirea bună a sănătății tale. Dacă ți se pare dificil să renunți la obiceiurile proaste, caut ajutor din partea familiei tale, ei te vor ajuta să ții totul sub control. Dacă ești fecioară, dar în Zodiacul chinezesc ești mistreț, cheia succesului tău este atenția către partenerul și persoanele dragi. Având grijă de ele, te faci mai bună, la locul de muncă. Asculteți al al la simț, intuiția te va ajuta să iei o decizie îndrăzneață care te va duce la un nou nivel de calitate și prosperitate. În a doua jumătate a anului 2021, soarta îți va oferi o sursă suplimentară de venit. Ai șansa să o prinzi din zbor doar cu dăruire de plină și vei obține mai multă decât te aștepți. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!